Duminică, FCM Bacău va întâlni în deplasare pe Sportul Studențesc în etapa a 27-a a campionatului Ligii Secunde. Situația celor două adversare este diametral opusă. În timp ce studenții bucureșteni se luptă pentru promovarea în prima ligă, echipa băcăuană lăsată de izbelișe de Consiliul Local trage din greu pentru a evita o retrogradare rușinoasă în divizia C. Fără victorie de 4 etape, FCM Bacău are parte de un nou examen dificil în campionat. Duminică, galben-albaștri se deplasează pe terenul celei de-a doua clasate, Sportul Studențesc. Din nou, o să ne confruntăm cu una din echipele care aspiră cu șanse reale la promovare. Al patrulea meci consecutiv în care întâlnim o astfel de formație. Din păcate, n-am reușit până acum să obținem decât un singur punct. Echipa Sportul Studențesc, din punctul meu de vedere, practică jocul cel mai frumos din serie și are lotul cel mai puternic. Foarte mulți jucători care au evoluat și în Liga 1. Unii dintre ei chiar au jucat și în străinătate. Mă refer aici la Cristi Irimia. Deci e clar că ne așteaptă un joc extrem de dificil. Atât prin prisma adversarului pe care îl întâlnim, a rezultatelor pe care le-am avut în ultima vreme. Fiind un joc televizat, un joc cu o echipă care practică un joc deschis și care joacă un fotbal ofensiv, eu zic că avem ocazia să oferim și noi un spectacol agreabil celor care vor urmări jocul la televizor și să încercăm, de ce nu, să obținem un rezultat pozitiv. Eu am așa o nebunie în cap care îmi spune de o săptămână încoace că nu vom pierde în regie. Pentru meciul programat duminică de la ora 11 în regie, antrenorul Bacăului, Gheorghe Poenaru, nu poate conta pe juniorii Mihălăchioaie, Bursuc, ambii convocați la lotul național, Câmpeanu și Mădălin Munteanu, accidentați și Răduțoiu suspendat. Galben-albaștrii nu se confruntă însă doar cu probleme de efectiv, ci și cu o acută criză financiară. Astfel, clubul păstorit de Consiliul Local nu și-a mai plătit jucătorii de mai bine de 3 luni, iar situația financiară nu pare să se îmbunătățească prea curând.